Premierul liberal, eurosceptic și prorus al Ungariei șochează din nou. Viktor Orban a comparat apartenența Ungariei la Uniunea Europeană cu ocupația sovietică din 1956, după invazia bolșevică prin care a fost înăbușită prima revoluție anticomunistă de la est de Cortina de Fier. Pentru Orban, tancurile sovietice din 1956 par mai prietenoase decât reglementările europene privind statul de drept. De altfel, nu ar strica să ne amintim că același Viktor Orban i-a strâns mâna lui Vladimir Putin cu doar câteva zile în urmă la Beijing și l-a asigurat pe liderul de la Kremlin că Ungaria nu a avut niciodată și nu a vrut niciodată o confruntare cu Rusia. Előfordul, hogy a történelem ismétli önmagát. Szerencsére, ami először tragédia volt, másodjára legfeljebb komédia. Szerencsére Brüsszel, nem Moszkva. Moszkva tragédia volt. Brüsszel csak egy rosszul sikerült kortárs paródia. Úgy kellett táncolnunk, ahogy Moszkva fütyült. Ha Brüsszel fütyül is, mi úgy táncolunk, ahogy mi akarunk, s ha nem akarunk, akkor nem táncolunk. Moszkva javíthatatlan volt, de Brüsszel és az Európai Unió még megjavítható. Még lesznek európai választások. Európa még él, lélegzik, testében még dolgozik az életerő, amint azt Veszprém város, mint Európa kulturális fővárosa, oly fényesen és meggyőzően mutatja. Și discutăm, doamnelor și domnilor, despre acest subiect cu Florin Negruțiu, colegul nostru. Bună ziua, Florin, și îți mulțumim tare mult pentru prezență. Salut, Florin. Bună ziua. Parcă nu ne mai uimește așa neapărat Orban, dar până unde oare o să se ducă și nu o să mai fim noi uimiți de declarațiile lui, mă întreb. Nu ne uimește pentru că el este calul troian al lui Putin în UE și NATO. El este un putinist pur și dur, Viktor Orban. Marele lui ghinion este că stăpânește peste o țară mică. Dacă stăpânea peste o țară mare, cum este Rusia, și cu arsenal nuclear, atunci era și el un pui de Putin. El este un mare admirator al lui Vladimir Putin, dar știi cine mai e admirator al lui Vladimir Putin? Cine spune că Putin este un geniu și că este foarte inteligent? Păi Donald Trump. Același Trump care zilele trecute spunea despre Viktor Orban la o reuniune electorală, zicea, știți, este un bărbat foarte... Hai să citesc exact, că m-a amuzat foarte tare. Deci zice el, Donald Trump, există un bărbat, Viktor Orban, a auzit cineva vreodată de el? Le spune celor de la meeting-ul respectiv. Probabil că este unul dintre cei mai puternici lideri din lume. Este liderul Turciei. Spune Donald Trump, care vezi cum a mixat dictatorii, cum a mixat autocrații. Știi care este, de fapt, aici discuția esențială? Și Trump, și Orban, și Putin reprezintă inamici ai democrației liberale de tip american, bazată pe stat de drept, pe drepturi și libertăți, pe presă, societate civilă, adică tipul ăsta de societate democratică spre care noi tindem, noi aici în România, pentru că noi n-am avut-o. Noi știm ce a însemnat dictatura, știm ce au însemnat lipsurile, știm ce a însemnat Rusia, nu? Și bunicii noștri, părinții noștri au așteptat pe americani. Acum, noi trăim într-o perioadă de relativă prosperitate. Sigur, nu avem tot ce ne trebuie, dar să ne amintim de unde am plecat în anii 90 și până de curând într-o perioadă de pace. Democrația liberală bazată pe drepturi și libertăți, pe stat de drept, pe presă și societate civilă este amenințată din toate părțile. Cel mai bine a identificat pericolul ăsta președintele Statelor Unite. Liderul lumii libere, acum câteva zile, Joe Biden, da? Care a spus așa, Hamas și Putin reprezintă amenințări diferite, dar au un lucru în comun. Amândoi vor să anihileze complet democrațiile din vecinătate. Adică
lupta asta surdă, războiul global, în care ne regăsim de câțiva ani, este între democrația liberală și dictaturile, politicienii ăștia populiști, revanșarzi, care vor să schimbe acest tip de democrație. Florin, nu doar noi inclusiv știm, din interior, nu dacă doar ne referim la Trump. Nu doar noi știm ce a însemnat comunismul. Și Victor Orban ar trebui să știe, pentru că și Ungaria a fost în spatele cortinei de fier. Și să vii să spui că tancurile sovietice din 56 au fost mai prietenoase decât da, este o insultă. Acum normele statului de drept impuse de Uniunea Europeană, este abracadabra, da, da. O insultă. Da, uite, da. Te ajută imaginea asta? Nu ne ajută să ne explicăm? Este o insultă pentru față de victimele comunismului și față de memoria ungurilor și românilor și est-europenilor, care știu ce a însemnat influența rusească în această zonă. Victor Orban îi face jocurile lui Vladimir Putin, tocmai în interiorul Occidentului. Ungaria este ceva mai la vest decât România, de asta cred că este foarte important ca România, în partea asta de lume, să își păstreze busola europeană și euroatlantică. Pentru că vedem cum cad statele din jurul nostru, vedem ce se întâmplă în Ungaria, vedem cum Bulgaria, de pildă, este cu sufletul în două părți, nu? Bulgaria, care este o țară europeană, o țară membră UE și NATO. De asta România trebuie, așa cu elita ei mediocră pe care o cunoaștem, cred că a atins performanța în ultimii ani, să fie totuși o țară stabilă, pentru că elita politică își amintește de unde am plecat. Și societatea românească își amintește de unde a plecat. Chiar că în ultimii ani vedem o efervescență așa mișcărilor marginale, suveraniste, antioccidentale, antibruxeliste, de factură urbanistă. Da, să mulțumim. Rămânem. Da. Să rămânem acolo. Mulțumim tare mult, Florin, mulțumim și pentru că ne-a amintit de acea declarație lui vedem, da, Donald Trump. Pe care a făcut-o Donald Trump la urmă, vedem. La mitingul electoral. Să vedem, după care luăm câteva minute de pauză. There's a man, Viktor Orban. Did anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he's the leader of, right? He's the leader of Turkey. Fronts on both Russia. Viktor Orban. And he's the head of Hungary, and he runs it tough. Let me tell you, he runs it properly. He runs it strong with crime and everything else. He runs it strong, and he doesn't let terrorists into his country.